În primul rând, sunt un familist convins. Mă așteaptă acasă doi băieți frumoși, Sasha și Milan. De asemenea, am o soție foarte înțelegătoare care mă susține în absolut tot ceea ce fac. În al doilea rând, sunt fotograf profesionist și activez în acest domeniu de aproximativ 8 ani de zile. Fotografiez în special nunți și foarte mult mă atrage să fotografiez oameni. Fac totul cu mult suflet și cu multă pasiune și întotdeauna rezultatul este fantastic. Prima dată am pus mâna pe un aparat foto odată cu nașterea primului meu băiat, Sasha, și de acolo până la fotografia de nuntă nu a mai fost decât un pas. Am ales să fac fotografie de nuntă pentru că am terminat și facultatea de psihologie și întotdeauna am fost atras să fiu în mijlocul oamenilor și să interacționez cât mai mult cu ei. În primul rând, mi se pare că fotografii de nuntă din România muncesc mult mai mult ca și timp la o nuntă decât fotografii din alte țări. Ca să fiu mai explicit, în România un fotograf de nuntă prestează într-o zi aproximativ 16, dacă nu spre 20 de ore, pe când afară fotografii de nuntă, nu știu, cred că muncesc aproximativ 4-5 ore, totul este mult mai scurt. Deoarece trebuie să muncim foarte mult în ziua anunții, trebuie special pentru asta să ne organizăm viața într-un anumit mod, să trăim foarte sănătos, să ne odihnim foarte mult în timpul săptămânii pentru a putea să dăm randament în toate aceste ore la eveniment. Mi-a rămas în minte o întâmplare de acum 3 ani de zile. Miri, cu care urma să colaborez, lucra în aviație și aveau posibilitatea să-și ia concediu pentru nunta lor doar într-o anumită săptămână. Din păcate, să zic așa, în săptămâna respectivă aveam liberă doar ziua de luni. Drept urmare, Miri, dorindu-și foarte mult să lucreze cu mine, și-au pus nunta chiar într-o zi de luni, ceea ce m-a făcut să mă simt super bine și să îmi dau seama cât de apreciată este munca mea. Mulți ani de zile am fotografiat cu Nikon, de care am fost foarte mulțumit și le mulțumesc pe această cale. Nikon este brandul cu care am lucrat atâția ani și care m-a făcut fotograf până la urmă, dar a venit într-un final momentul schimbării și acesta s-a produs în momentul în care am pus mâna pe un aparat Sony A92 care m-a cucerit pe loc. Ulterior am achiziționat și un aparat Sony A7 R5 la care îmi plac extrem de mult culorile și balansul de alb pe care îl face pe auto. Focusul este, mi se pare că este foarte bun, foarte bun la Sony. Bine, acum toate aparatele au până la urmă un focus bun, nu este extrem de mare diferența, însă la stilul meu cu editare foarte puțină, mi se pare că Sony mă ajută foarte mult, iar culorile sunt foarte curate în varianta brută. Pentru noile body-uri A92 și A7R5 folosesc 3 obiective, 35-ul de 1.4, 85-ul de 1.4, bineînțeles că ambele sunt de la Sony, și 12-24, care în multe momente îl folosesc în crop și astfel devine 18-36. Mă ajută foarte mult și rezoluția aparatului A7R5, care toată lumea știe că este de 60 de megapixeli și în momentul în care folosesc obiectivul în crop nu se pierde absolut deloc din calitate.
Sincer să fiu, am un mic secret pe care îl recomand și celorlalți fotografi de eveniment. Înainte de începerea pregătirilor, fac tot posibilul să ajung la ora de machiaj a miresei, timp în care eu socializez foarte mult cu ea și încerc să ne împrietenim. Astfel că în momentul în care ajung acasă și încep să fac fotografiile, deja oarecum mă cunosc cu mireasa respectivă și altfel se exteriorizează în fața mea și în fața camerei foto. De asemenea, înainte de nuntă țin foarte des legătura cu mirii mei, realizăm programul nunții, îi sfătuiesc în anumite privințe, le fac anumite recomandări și simt că datorită acestor acțiuni ale mele, în ziua nunții deja mă cunosc foarte bine cu mirii. Îmi place să realizez o fotografie foarte bună direct din aparat și asta pentru că timpul nu-mi permite să stau foarte mult în fața calculatorului să editez. De asemenea, îmi place foarte mult la eveniment să surprind foarte multe, foarte multe emoții. Îmi place foarte mult ca la fiecare eveniment să combin lumina naturală cu cea artificială. Folosesc foarte des blitzuri, de asemenea folosesc lămpi, folosesc baghete și orice mă ajută să realizez o fotografie deosebită. Astfel ca la sfârșit să predau un material foarte dinamic, mirii să nu îmi poată reproșa absolut nimic, adică să am și emoții, să am și jocuri cu lumina și cadre regizate. Apropo de întrebarea ta cu cadrele regizate, într-adevăr regizez anumite fotografii, dar le regizez în măsura în care nu aș vrea să stric bună dispoziția mirilor. Mi-am făcut un obicei și îmi aloc zilnic aproximativ o oră jumate. Consider că fiecare firmă sau fiecare companie, că până la urmă și noi suntem companii, fiecare companie trebuie să dețină un departament de marketing. Pe partea asta cu fotografia, departamentul de marketing va fi până la urmă tot noi. Cel puțin la mine așa se întâmplă. V-am spus să-mi aloc aproximativ o oră jumătate, de multe ori 2 ore pe zi pentru partea aceasta cu marketingul și folosesc absolut toate canalele de socializare pentru promovare. Acestea ar fi Instagram-ul și Facebook-ul, bineînțeles, TikTok-ul mai nou, Pinterest-ul, cred că și acum câteva zile am făcut o postare până și pe Twitter. Folosesc absolut tot ce mi oferă aceste canale, story-uri, reels-uri, postările în feed. De asemenea, folosesc și varianta cu plată, plătesc SEO, plătesc campanii publicitare pe Facebook și cam asta este tot ce fac eu în materie de promovare. Nu vreau să dau foarte multe indicații din punct de vedere tehnic. Puteți să folosiți canalul de YouTube al magazinului F64, unde veți găsi foarte multe materiale didactice care m-au ajutat și pe mine la un moment dat. Aș vrea să vă dau un sfat mai de suflet. În cariera fiecărui fotograf va veni un moment în care va fi foarte solicitat. În acel moment vă sfătuiesc să faceți tot posibilul să nu vă neglijați familia și să vă păstrați timp și pentru voi.